Potrivit unui comunicat de presă transmis de conducerea aeroportului internațional Transilvania din Târgu Mureș, pasagerii vor dispune din 17 noiembrie de noi curse aeriene, în interes de business, turistic sau de studii din centrul țării către capitală. Programul operatorului aerian românesc este de 5 zboruri săptămânal, cu două mai multe decât în perioada de vară. Conducerea aeroportului precizează că zborurile interne vor fi efectuate în zilele de luni, marți, miercuri, vineri, sâmbătă cu plecare de la Târgu Mureș, respectiv returul în fiecare zi de luni, marți, joi, vineri și duminică de la aeroportul Henri Coandă. Potrivit site-ului operatorului aerian, un zbor Târgu Mureș-București și retur va costa aproximativ 100 de euro. În acest sens, aeroportul internațional Transilvania și-a propus să asigure transportul aerian rapid și la prețuri avantajoase al pasagerilor din centrul țării către cele mai importante capitale și orașe europene și totodată să faciliteze o legătură aeriană eficientă cu Bucureștiul.